Salut tuturor, capitanul Radu aici. Haideți să vedem mai în detaliu Bucureștiul, să facem o filmare, un survol mai detaliat al Bucureștiului, să vedeți cum arată în Flight Simulator. O luăm pe mai multe bulevarde, vedem de la tine mai mică totul. Prima măsură, scot camera, desigur, m-ați văzut, sunt eu, ne ocupăm în interfață, World Map, plecăm de la Autopen. Nu. Vom face altfel. Vom pleca de la Băneasa, că e imediat lângă oraș, și vom ajunge pe Otopeni. Cum nu e Otopeni? Ok. Doar noi zicem așa. Bun. Asta e zborul. Vreme, flight conditions, vom fi pe live, pentru că în București e foarte frumos acum. Haideți să punem să vedem și cum arată Bucureștiul pe iarnă, după aceea, în timp ce suntem acolo. Zburăm cu acest Cessna? It's good. Liveries, roșu, failures, pack. Ready to fly, da? Suntem pe Băneasa. Scos frâna de parcare, îți spune un pic de flapsuri, vom merge cu viteză mică după decolare pentru a vedea orașul, băgăm putere în avion. Vreți să decolăm din interior? Asta vede pilotul. La 55 de noduri va trebui să tragem în sus de manșă. Bun, am decolat, dar nu avem niciun motiv să ne înălțăm prea mult, pentru că noi vrem să vedem orașul, da? Putem să începem în dreapta văzând Carrefour, Băneasa și Cheia și Dedeman și ce mai acolo. Frico Depo și așa mai departe. Aici este aeroportul Băneasa. Aici pe platforma aceasta sunt ținute tot felul de avioane venite pentru service, pentru, mă rog, pentru lucrări, pentru aterizare. Intrăm pe DN1 în București. Trecem peste parcul Herăstrău, sub noi cred că tocmai a fost sediul Antena 3, vechiul sediu, mă rog. Aici podul Constanța. Iată, la acesta trece trenul acum. Adică nu trece trenul acum, dar este podul acesta de cale ferată. Fântâna de la Miorița sub noi. Aici undeva este pasajul nou făcut. Casa Scânteii ar trebui să fie aceasta. Piața Presei Libere aici, clădirile City Edge, sediul Telecom acolo, Romexpo în spate. Pe stânga noastră a fost pavilionul H, berăria H acum și Hard Rock Cafe. Continuăm aici pe Kiselev spre Arcul de Triumf. Arcul de Triumf nici măcar nu e modelat aici. A fost Arcul de Triumf acolo de căsuță în locul său. Bun, continuăm pe Kiselev după cum vă spuneam. Mai reduc un pic puterea motorului ca să fie ceva mai lent acest zbor. Și haideți să ne uităm așa mai din sus.
Parcul Kiselev, intersecția aici cu Ion Mincu, Piața Victoriei, clădirea aceasta înaltă este sediul Ernst & Young acum și al Hidroelectrica. Aici este clădirea BRD, Piața Victoriei, unde se vede steagul acelei Uniunii Europene care a fost cândva pictat. Asta este Buzești și aici e Calea Victoriei. Haideți să mergem fix printre ele. Sediul Academiei, dacă nu mă înșel, Bulevardul Dacia a fost aici. De Calea Victoriei, aici cred că este Radisson. Parcul Cismigiu. Colegiul Național Gheorghe Lazar, unde am studiat chiar eu. Și iată, am ajuns pilot. Ce e bine. Izvor și aceasta este Casa Poporului, Palatul Parlamentului. Singura clădire din București cu textură realistă, adică cu fotogrametrie implementată în joc, observați când trecem pe lângă ea că arată așa cum trebuie, în sensul că are texturile realiste ale ferestrelor. Nu există Catedrala Neamului, aici este Catedrala, imagine după vremea când era abia la stadiu de șantier fundație, pentru că... nu, iată ca o imagine modernă, dar nu au randat-o 3D. Iată-o aici, dar este nerandată 3D, probabil algoritmul nu s-a prins ce e acolo. Marriott sub noi, continuăm pe 13 septembrie acum. Facem dreapta pe panduri, dacă nu mă înșel. Nu pe panduri, pardon, pe trafic greu. Și aici e Bulevardul Timișoara, unde am ajuns la Mall-ul AFI. AFI Palace, cele 5 clădiri de birouri de aici, cred că au fost vândute, dacă nu mă înșel, către proprietarii Dedeman de curând, iar acesta este Mall-ul AFI. Ok, speram să scap de ATC, dar nu e posibil. Mai mergem un pic pe Timișoara și ajungem la celălalt mall, Plața România, care nu cred că mai este atât de popular în această perioadă. Asta e Bulevardul Timișoara oricum. Iată Plața România acum în dreapta, aici trecem peste mall. Acolo în dreapta este intersecția de la Lujerului, dar ne vom întoarce pe Bulevard Iuliu Maniu. Aici unde se termină Timișoara, ajungem în Valea Cascadelor, nu? Aici ar fi. Aici e intersecția cu Valea Cascadelor, din ce îmi dau eu seama. Aici sunt noi. E un Selgros și parcă și un Dedeman undeva pe aici, în Auto Italia, unde mai mergeam cu mașina la revizie. Eu cred că de aici putem să ne întoarcem deja și să vedem și zona militari. În prezent sunt multe clădiri de birou în zona aceasta pentru că ne apropiem de stația de metrou Preciziei și aici sunt, cum se numesc, Westgate, Renault București, Renault România are acum dita mai sediul aici, cred că acum trecem peste Westgate.
Am ajuns în militare, acesta este complexul militar shopping center, da? Deci aici este un Auchan mare și pe aici mai sunt diverse magazine, e un Decathlon. Acesta este militar residence. Tower NWR-16 is 10 miles southwest with Alpha to land. 500. NWR-16 tower. Fly left traffic runway 26 left. Altimeter 29 decimal 87. Asta e militar residence, care mai încolo dă în roșu și în lacul Mori. Noi ne întoarcem însă pe Iuliu Maniu, după cum vă spuneam. Trecem aici peste un, ce acum, un Jumbo aici. Sau un Diego, am și uitat. Și ne înscriem pe Bulevardul Iuliu Maniu spre restul orașului. Nu prea e trafic deloc, nu ca într-o zi reală când bulevardul ăsta e plin. Ok, unde suntem acum? Cred că aici e intersecția cu Valea Cascadelor. Sau n-am ajuns încă la ea. Da, aici e intersecția cu Valea Cascadelor, aici era o gara militară, parcă. Și zona militară. Apropiem de Apusului, de Gorjului și așa mai departe. Ne apropiem de Lujerului după aceea, unde veți vedea că acea clădire de pe colț e destul de bine realizată în joc. Deci, din nou, Mallul Plața România, acesta este cora Lujerului. Aici e intersecția de la Lujerului, complexul comercial Sir, blocul acela rotund de pe colț. Continuăm pe Iuliu Maniu, să ajungem la Politehnica în curând. Iată campusul pe stânga. No, ce pe aici parcă e automatica. Rectoratul, nu știu, unde vedeți un guguloi mare, ăla e rectoratul, poate nici nu este, apa, gata. Aici e Leu, trecem acum peste Cămin și peste Facultatea de Electronică, unde am studiat eu, și aici este Palatul Cotroceni. Ia să vedem cum arată el în joc. Nu arată foarte bine. Asta aici e Palatul Cotroceni. Haideți să o luăm pe Dâmbovița spre Unirii. Carrefour Orhidea, clădirile de Bridge, sediul Bitdefender, sediul IBM, sediul BCR acolo. Aici, nu știu ce a fost. Cred că Spitalul Municipal, da. Și am trecut de Spitalul Universitar. Și acum ne îndreptăm aici spre Eroilor, Opera, clădirea de la Opera și cu piața cu parcarea, clădirea Bancorex în față, turnul acela auriu, Cogălnicianu, rondul de la Cogălnicianu aici, Parcul Izvor, dacă nu mă înșel, și nu mă înșel, clădirea aceasta înseamnă există, nu știu ce este. Unirii, aici e magazinul Unirii, aici este zona centrului vechi, tribunalul sau ce e aici, nu? Blocul turn de acolo, Bulevardul Unirii, observați că nu are texturile sale realiste, doar Casa Poporului are texturi realiste, însă Bulevardul Unirii cu fântâni cu tot, și aici fântânile, după cum vedeți, sunt clădiri, pentru că așa l-a interpretat jocul, biblioteca, ne ducem spre Parcul Tineretului. A
Aici e parcul Tineretului. Acesta este cartierul Tineretului. Aici stau eu. Arată mai bine de sus. Toate blocurile par renovate și reabilitate. Nu este cazul. Aici o școală. Aici este altă. Aici Palatul Copiilor, pardon, și altă școală în spatele său. Uitați lacul. Podul, sala polivalentă. Clădirile Asmita Garden. 7 turnuri, dacă nu mă înșel, de 26 de etaje, cred că are cel mai înalt. Parcul Național Văcărești, sau Delta Văcărești, cum îi spun eu. Mall-ul San Plaza în curând, acesta. Piața Sudului, care s-a refăcut recent, acum e o clădire mai modernă, dar încă nu am fost în ea să știu cum este. Și aici este un pasaj pe dedesubt. Se vede intrarea, dar nu e figurat corect în joc. Șoseaua Olteniței. Ne îndreptăm aici spre Apărătorii Patriei. Și în fața acolo ar fi Bulevardul Metalurgiei, iar în capăt s-au construit o mulțime de cartiere rezidențiale. Acum am fost chiar ieri pe aici, am fost la Hornbach. Aici este un mall numit Grand Arena. De practic doar mai spălățuiește un Carrefour și aici avem Hornbach și Selgros. Zona Berceni. Blocuri foarte înalte, foarte, foarte multe blocuri, adică densitate mare de oameni aici. Giurgiului, cred că acum suntem prin Ferentari, ne îndreptăm spre Rahova. Haideți să mergem și spre estul orașului. Ne ducem din nou spre Palatul Parlamentului, îl vom folosi ca reper. Cred că e Tudor Vladimirescu, dacă nu mă înșel. Aici parcă are Timnet sediul.
Palatul Parla și o luăm pe Bulevardul Unirii. Trecem din nou peste fântâni, sau mă rog, clădiri, cum apar în joc aici. Aici sunt fântâni. Magazinul Unirii, Biblioteca Națională. Pe unde stă Nihasa? Încolo ajungem din nou spre Asmita. Noi continuăm însă pe aici. Asta trebuie să fie o zonă numită Esplanada. Se promiteau centre comerciale, cartiere, centrul orașului și stă părăsită. În stânga e cartierul armenesc, cred că îi zice oficial. Aici cândva era vechiul bloc Conex, cum e cunoscut la noi. Ne apropiem de piața Alba Iulia. Facem dreapta pe Burebista, în stânga e Decebal, în dreapta se cheamă Burebista. Și ajungem la Dristor. Aici e intersecția de la Dristor. Văd McDonald's-ul de la Dristor, clădirea asta de aici. McDrive cu tot. Aici un centru comercial, aici un KFC. Și un Petrom, și un Kaufland, și un Animax, parcă, și alte magazine. Calea Vitan. Undeva aici ar trebui să fie un alt mall, da? Primul mall din București. Vitan Mall. Știu care sunt mall, cred că îi spune, de fapt. Ajungem din nou la Asmita, dar le-am văzut așa că o să întoarcem. Și vom merge spre Nicolae Grigorescu și Titan. Deci, din nou zona Dristor. Aici este Tudor Paladi, spune, Rebreanu, mereu le încurc. O porțiune se cheamă Paladi și altă porțiune se cheamă Liviu Rebreanu. Mallul Park Lake, Parcul Iore. Dacă am continuat pe acest bulevard, am ajunge direct în autostrada A3 și apoi spre mare, pe A2, pardon, spre mare. Am uitat unde suntem, posibil simt pe la trapezului. Asta e zona Titan. Și deci cred că pe aici undeva e stația de metrou Titan și aici cred că e Nicolae Grigorescu sau invers, am și uitat. N-am mai fost cu metrou de atâtea luni încât am început să uit astfel de chestii pe care altădată le știam, cum să zic, le visam. Mai ales că multă vreme am luat metrou spre Costin Georgian, undeva pe aici, eu lucrând în zona. Aici e Bulevardul Chișinău, dacă nu mă înșel încolo. Lucram în zona acolo. Ne ducem spre Arena Națională, care nu este realizată 3D. Spre deosebire de Cluj Arena, care este făcută 3D, Arena Națională de aici din București nu este 3D, e doar așa un oval alb pe pământ. Ăsta e stadionul însă. Aici în spatele lui ar trebui să fie Mega Mall și un Kaufland și Carrefour în Mega Mall, un alt mare centru comercial. Strada Maior Coravu
pe sub noi, aici e spitalul Monza, apropo. Cred că ăsta. Ha? S-o pe aici. S-a operat tata de inimă aici acum o lună și un pic. Toată povestea ce o găsiți pe blog. Revenim pe Mihai Bravo, deci... Unde eram? Dristor. Vatra Luminoasă și ne îndreptăm spre Ferdinand și Iancului. Acesta cred că e liceu HD-ul. Aici este obor, locurile din fața magazinului, acesta e magazinul, nu e bine reprezentat. În spate undeva e piața. Colentina, aici un alt mall, veranda. Mall, e un Carrefour și o galerie comercială, aici să zicem așa. Piața obor. Cred că e asta de aici. Asta e Colentina. Doamna Ghica aici, unde acum se construiește un pasaj. În sus pe aici e șoseaua Petricani, care duce spre Pipera. Încoace se ajunge spre Andronache și Panduri. Lacul Tei. Aici, dacă nu mă înșel, e clădirea Sky Tower. Mă înșel, nu mă înșel? Nu. Ce e clădirea Sky Tower? Cea mai înaltă clădire din București, cred că și din țară. Sigur și din țară, de fapt, ca și eu zic dacă era alta. Aici un sediu Oracle, dacă nu mă înșel. Aici este sediu Raiffeisen și multe alte firme. Raiffeisen, cred că are un sediu și aici. Sau Raiffeisen, nu știu dacă e în Sky Tower. Promenada Mall în spate. Stația de metro Aurel Vlaicu, foarte aproape pe aici. Cred că aici este Aurel Vlaicu. Și acum ne îndreptăm spre Herăstrău. Asta este șoseaua... Nu, șoseaua Nordului pe aici. Aici este șoseaua Pipera, cum ar fi, și Nicolae Caranfil. Undeva aici s-au construit niște blocuri unde s-a vândut și cel mai scump penthouse din București cu 2,2 milioane de euro, parcă. Parcul Herăstrău, ăsta e lacul, turul de lac se face așa lung, lung, lung. Aici este un monument și se ajunge la Charles de Gaulle. Arcul de Triumf ar fi fost în dreapta, dar cum v-am arătat, nu este pe aici, ar fost, nu este bine reprezentat. Charles de Gaulle, sau aviatorilor, cum îi spunem noi uzual. Fostul sediu Vodafone, aici sub noi intrarea în parc, alea centrală. Primăverii, Dorobanți. Haideți să luăm pe Dorobanți. Televiziunea Română, asta de aici. Și asta e tot alor, dacă nu mă înșel. Asta e zona Dorobanți. Piața Dorobanți. Tudor Ștefan, parcă. Ajungem în Calea Floreasca și stadionul Dinamo. Aici e clădirea aceea triunghiulară de la lacul Tei, nu? Este bulevardul lacul Tei, duce spre Colentina. Circul, din nou, nu e bine realizat aici. Parcul din fața circului, Ștefan cel Mare, care duce spre obor încolo și spre Piața Victoriei în celălalt sens.
Și aici o mulțitudine de străzi, așa, cu aspect de labirint, o zonă veche a orașului, tot felul de case și blocuri de mică înălțime. Asta dacă numai și le clădirea Metropolis. Aici. Sediul IGPR, pe acolo și așa mai departe. Iată Piața Romană. Piața Victoriei, la Scărcat Argiu, Piața Romană și acum mergem pe Piața Victoriei, la Scărcat Argiu, Piața Romană și acum mergem pe Maghieru spre Universitate. Gata. Intercontinental. 500. Ateneul român pe aici undeva. Intercontinental. Vedeți că nu sunt așa bine realizate astfel de clădiri. Intercontinental nici măcar nu are forma pe care o are în realitate. Piața Universității, Spitalul Colțea acesta. Deci Intercontinental, Piața, Spitalul Colțea. Și aici ajungem din nou la Magazinul Unirii. Și cam asta a fost. Eu zic să încheiem aici turul de oraș. Mai ceva de văzut? Nu cred că mai este de văzut zona Chitila pe acolo. Haideți spre ea. Și apoi să mergem să aterizăm Clear to Land pe 26. Noi cred că o să aterizăm pe 08. Parcul Izvor din nou. Parcul Cismigiu e acesta. Colegiul Național Gheorghe Lazar din nou. Sus pe Schitul Măgureanu. Spre Piața Victoriei ca direcție generală. Ah, haideți să mergem spre Calea Griviței să vedem gara. Deci aici am trecut, cred, clădirea radio ar fi fost. Asta e gara aici. Gara de Nord. Ministerul Transporturilor, dacă nu mă înșel, e clădirea asta de aici. Gara de Nord. Șinele, primul pod. 500. Acesta este pasajul Basarab. Carrefour Orhidea. Zic bine? Mă rog, Podul Grand. Calea Griviței aici, care duce spre Podul Constanța și acolo se ramifică în București, Chinoi și Chitila. Clădirea asta nu o știam aici. E parte din depoul CFR. Tare. Nu știam că arată așa. Continuăm pe calea Griviței, care e foarte lungă și plină de gurbi de canal nu foarte bine lucrate. Aici e podul Constanța și aici se ramifică, asta e Chitila și asta e București Noi, de acum e și metrou, iar Chitila duce în continuare spre localitatea Chitila, momentan este cartierul Chitila din București. Vile și case acum. Și noi ne îndreptăm spre aterizare, cred că la Otopeni ne ducem, nou. Acolo am zis că aterizăm. Da, mai avem de mers atunci. Asta e zona București Noi.
Ce fie aici, Parc Bazilescu, nu? Și teatrul. Aeroportul Băneasa, după cum vă spuneam. Avem vreo 10 km până la Otopeni. Vede cum ar arăta Bucureștiul sub zăpadă. Trecem de pe live weather pe snow. Să ridicăm un pic norii. Bă, mai curate străzile decât mă așteptam. Ok, mergem înapoi pe live weather. Și vreau să văd dacă putem regla o aterizare automată, dar n-are rost să reglăm că suntem. Să cer o altă 26L. N-are rost să ne complicăm. Aterizăm manual. Bun. Asta e pista. E 08 dreapta. Și aici cea din stânga. O să aterizăm pe aceasta. Că... De ce nu? Haideți să facem din avion. Ca și cum ar vedea pilotul. Probabil pilotul s-ar înălța așa un pic să vadă botul avionului. Ar reduce și mai mult turația motorului pentru că acum suntem destul de aproape de pistă. Destul de mult vânt. Coborăm încet, dar sigur. Ținem avionul stabil. Un pic de flare. Contact. Punem frână. Și asta a fost. Deja turnul ne-a zis până să ieșim de pe pistă, îi mai dăm niște putere avionului ca să nu dureze 100 de ani treaba asta. WR16
contact ground on 121.855. 121.855 for NWR-16. Penny Ground NWR-16 request taxi to parking. NWR-16 taxi to General Aviation parking using taxiway Delta Charlie Papa. Taxiing to General Aviation parking using taxiway Delta Charlie Papa NWR-16. Ok, am rezervat și locul de parcare, ne ducem spre el. Sigur că ar trebui să merg pe centrul linii roșii. Oricum, linia galbenă, pardon, centrată între roți. Pentru că jocul preia trafic real, undeva în fața noastră ne zice că este acest tarom. RO391. E un avion real, nu știu dacă e fix în momentul acesta, pare a fi un delay în implementarea avionilor, a traficului real în joc, dar fii aici și vezi că este un avion tarom pe lângă tine, ceea ce mi se pare foarte cool. Și iată și locul nostru de parcare, văd omuleții acolo așteptându-mă. Omulețul acela de semne va și apropia mâinile și în momentul ăla frânăm, nu dăm peste el, sperăm. La limită, dar să rămână fără nas din cauza noastră. Și cam asta a fost tot. Ce avem de făcut acum este să închidem, deci mixture aici, throttle acolo, combustibilul așa, oprim luminile, oprim avionics-ul și s-a terminat acolo. Ok, ăsta a fost Bucureștiul. Mulțumesc că ați stat alături de mine, sper că v-a plăcut turul acesta mai detaliat de oraș decât cel făcut anterior. Urmează și alte clipuri video. Mulțumesc că v-ați uitat, dați un like și subscribe la canal dacă v-a plăcut totul și ne vedem data viitoare.